Monumentele istorice din capitală, atât naționale cât și locale, vor fi inventariate. Mai exact, vor fi elaborate pașapoartele edificiilor protejate de stat, care vor conține descrierea istorică, arhitecturală, intervențiile care au avut loc și va fi stabilită zona de protecție. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a anunțat licitația în acest sens, iar inventarierea propriu-zisă urmează să fie realizată anul viitor. Secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Andrei Chistol, ne-a informat că tot procesul va fi realizat de echipe mixte de arhitecți, istorici și angajați de la cadastru, care vor elabora pașaportul monumentului istoric, ceea ce înseamnă că va fi revizuit și registrul în acest sens. Această inventariere vine să clarifice toate aceste monumente legate de adresele cadastrale, legate de zona de protecție a fiecărui monument în parte, să se știe clar și să știe clar toți proprietarii ce înseamnă zona de protecție, ce înseamnă intervenția asupra monumentelor istorice, și să clarificăm situația cu acele monumente care, din păcate, nu mai sunt în registrul monumentelor sau nu mai există în realitate. Un lucru important este elaborarea zonelor de protecție. Odată cu delimitarea acestora, cei care vor dori să construiască în preajma unui edificiu istoric vor trebui să țină cont de regulile clare stabilite de autorități. Vom schița tot ceea ce este necesar a fi realizat pentru fiecare monument în parte. Și respectiv vom avea și acele cercetări istorico-arhitecturale care sunt necesare de făcut. Pentru că la momentul actual, din păcate, noi nu avem o cercetare exhaustivă a intervențiilor și a monumentelor istorice din punct de vedere istoric în centrul municipiului Chișinău. Este de menționat că ultima dată o inventariere a monumentelor istorice a fost realizată la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut, unde erau clar definite hotarele de protecție a clădirilor. Acest lucru este necesar să fie realizat astăzi, întrucât va pune punct construcțiilor haotice din zona istorică a orașului. Prin stabilirea zonelor de protecție și respectiv noile construcții care apar în cadrul monumentelor, este integrarea perfectă a acestor noi construcții. Deci în zona de protecție, dacă avem un fond construit de 2-3 nivele, atunci construim și integrăm o nouă construcție în același regim de înălțime. Dacă în preajmă avem deja în acest fond construit 9, 10, 12 nivele, respectiv tot ce construim, să integrăm și să respectăm această volumetrie. Potrivit Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, în capitală avem 810 edificii protejate de stat.